Pe 1 martie 2023, Biroul pentru Europa Centrală și Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei a comunicat rezultatele concursului pe care l-a organizat în colaborare cu Radio France International, una dintre cele două câștigătoare fiind Axenia Dociu, studentă în anul al treilea la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Datorită selectării sale, Axenia va avea șansa de a face un stagiu profesional de traduceri din limba franceză în română timp de patru luni. Pe lângă suma de bani pe care o va primi lunar, studenta Universității Sucevene va beneficia de sfaturile competente ale unor experți din domeniul presei și din domeniul traducerii specializate, iar experiența ei formatoare va avea consecințe reflectate în foaia matricolă. Este a doua oară când bursa oferită de Agenția Universitară a Francofoniei în parteneriat cu Radio France Internațional ajunge la Suceava. Mărțișorul acesta a fost o bucurie nu numai pentru Alexia Dociu, înscrisă la programul de studii Limba și Literatura Română, Limba și Literatura Franceză, ci și pentru profesorii ei, încântați când calitatea muncii studenților le este recunoscută și recompensată la nivel internațional.